Următorul candidat este domnul Cornel David Deca. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Asma. Domnule procuror, haideți să începem printr-o prezentare a dumneavoastră și o motivație. Cornel David Deca, în numele meu. Sunt procuror acum la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alta Iunie. Am lucrat în 2014 din ianuarie până anul acesta în iunie, cred să mă pușesc 15 iunie, în DLA, Serviciul Teritorial Brașov, cu o scurtă perioadă Serviciul Teritorial Alba Iulia. La Brașov am deținut funcția de procuror șef serviciu. Îmi doresc astăzi să mă reîntorc în Direcția Națională Anticorupție la Serviciul Teritorial Alba Iulia. Îmi doresc să muncesc, cred că e nevoie de mine în DNA, îmi doresc să mă instrumentez dosare de complexitatea celor care sunt în DNA, din punctul meu de vedere cele mai complexe și mai dificile dosare, raportat la obiectul acestora, mai ales achiziții publice, spre exemplu, multitudinea de domenii adiacente pe care trebuie să le cunoști instrumentând astfel de dosare și de aici necesitatea de a fi tot timpul în priză, să te pregătești continuu, să citești continuu, legislație, practică. Cred că am experiența și priceperea să fac față pe orice post în DNA. La acest moment, așa cum am spus, îmi doresc să mă reîntorc în Serviciul Teritorial Alba Iulia, pe un post de execuție, să, dacă o să fiu admis, desigur, să fac urmări penale sau judiciar, după caz, pot să fac la fel de bine ambele sectoare. Cam asta așa foarte, foarte pe scurt. Ca dumneavoastră, vă rog, de ce ați plecat de la DNA? Am plecat pentru că am stat în DNA Brașov 5 ani de zile, legal, toată perioada aceasta am ținut funcție de conducere. Mi-a expirat mandatul, am considerat că e cazul să mă întorc acasă. Și din motive personale, ale de familie. Soția mea a stat 5 ani, ne-am văzut mai degrabă în weekend-uri. Dar și poate pentru că la momentul respectiv s-a părut oportun să plec din DNA Brașov în principal. Poate că activitatea devenise puțin obositoare, să spun așa. Nu neapărat în ce privește dosarele instrumentate, ci ceea ce privește funcția de conducere, o multitudine de probleme de ordine administrativ, continuu. Asta împiedică munca propriu-zisă, cea de procuror, până la urmă, de urmările penale. Serviciile teritoriale nu sunt organizate și nici acum la modul procuror șef serviciu este doar un manager, ca un parchet de tribunal, să zicem, sau instrument de dosare, adică în permanență am avut un fișet pe 100 de dosare la procuror șef serviciu. Am avut și 200 la moment. Și atunci toate astea este o presiune enormă. Dosarele trebuie făcute într-un rit susținut, trebuie să ai preocuparea continuă de a soluționa acele cauze. Funcția de conducere cu o multitudine de probleme, așa cum am spus, administrative, a fost peste, așa cum cei 5 ani a fost destul. Am reorganizat sistemul ăla, cred eu, și pot să mă uit cu mândrie așa înapoi la munca mea. La momentul la care m-am dus în CT Brașov în 2014, cred că în luna aprilie, eram singur procuror acolo. Am făcut și urmărire penală și judiciară în același timp. Îmi amintesc momentul în care audiam într-un dos. O lună de zile am fost singur, timpul în care totuși am reușit să finalizez două cauze cu rechizitorii, condamnări definitive în final, unul luarea de mită prins în flagrant. Audind probatoriu în urmărirea penală, de multe ori a fost necesar să mă opresc, să mă duc la instanță unde era dosare, rechizitoriile alte trimise anterior. Cam așa s-a desfășurat prima mea lună. Am reușit să organizez SETE Brașov, din toate punctele de vedere, dacă s-a început de la un procuror și trei ofițeri de poliție,
Astăzi schema este, sper să nu găsesc, 7 procurori și 9 ofițeri de poliție judiciară, de fiecare dată schema fiind suplimentată pe măsura dosarelor soluționate. Adică aceasta a fost optica conducerii în permanență. Dacă sunt rezultate, se majorează și schema de personal, tocmai pentru că se înregistrează rezultate într-un loc sau altul. Și cred că din acest motiv am plecat. Mi s-a cerut să rămân DNA ST Alba, dacă tot mă întorc la Alba Iulia, atât de către conducerea centrală, cât și de către colega care este procuror șef serviciu la Alba Iulia. La momentul respectiv, din motive personale, am preferat să mă duc la parchetul Curții. Astăzi vreau să mă întorc în DNA. Sigur, poate să pară așa o chestiune, m-am gândit la asta, din afară, noastră, un observator din afară, nu poate să pară că sunt extrem de nehotărât sau nu este chiar așa. Poate a fost necesară o perioadă în care să mă detașez puțin de tot ceea ce înseamnă această muncă. Repet, sunt cele mai complicate dosare de departe, ca și din punctul meu de vedere. Ca și complexitate, ca și... Și raportat la multitudinea de atacuri care au fost pe DNA, întrebarea mea, în mod direct, o multitudine de plângeri formulată, o multitudine... A fost perioada în care, cred că în fiecare zi, a trebuit să formulez un răspuns. Fie la inspecția judiciară, fie la instanță, fie la CSM, fie... Asta consumă energie și cumva, la un moment dat, e... Așa am simțit. Că e bine să... O perioadă să mă detașez de toate lucrurile acestea, să-mi pun cumva ultime gânduri, iar ulterior să mă decid ce doresc să fac în viitor. Îmi place parchetul Curții Alba, colectivul de acolo, dar sunt nemulțumit de cumva munca pe care o fac ca și volum. Obișnuit cu munca pe care am avut-o în DNA atâția ani, mi se pare că muncesc prea puțin și nu sunt suficient de conectat cu munca. Asta e motivul. Cred că e necesar de procuror cu experiență în DNA, mai ales într-o perioadă totuși complicată, în continuare. O multitudine de achitări care vin în dosare importante, instrumentate în urmă cu ani de zile, unele dintre ele ale mele, din păcate, care nu le prea înțelegem. Eu ale mele dosare vorbesc, soluția acestea de achitare. Există unele, din fericire definitivă, doar un dosar la acest moment. Restul sunt soluții date în prima instanță. Cele pe care le-am văzut de cea pe care am pus-o de prima instanță, una singură, e de fapt. Se pare că raționalul judecătorului nu este neapărat cel valabil, s-a declarat apel, să vedem ce se va întâmpla în calea de atac. Eu consider că, în continuare, din punctul de vedere din rechizitoriu, starea de fapt, încadrarea în drepte, este cea corectă și că persoana respectivă au comis infracțiunea pentru care i-am trimis în judecată. Vom vedea în apel. Dar, revenind, cred că e nevoie de procurori cu experiență și procurori onești și cinstiți, așa cum sunt. Sunt un procuror corect, am fost întotdeauna, am desfășurat întotdeauna activitatea cu respectarea, cred că la sângea procedurii, nu cred că este cineva care să spună că i-au fost încălcate drepturile în derularea urmăririi penale, efectuarea urmăririi penale de către mine sau... Cam asta ar fi sumar așa, totuși. Plângerea împotriva amenzii judiciare dispuse de procuror. Cine o plângea? Unde s-a adresat această plângere? Se duce la instanță la judecătorul de cred că de cameră preliminară, sper să nu greșesc și să nu fie la dreptul și libertatea, cred că la cameră preliminară. Sunt actele procurorului, plângerea împotriva. Dispusă în cursul urmăririi penale, ducea la judecătorul de cameră preliminară. Poate procurorul ierarhic superior să infirme ordonanța prin care un procuror a... Păi cred că poate, ca orice alt act pe care îl emite procurorul în timpul urmăririi penale, procurorul ierarhic poate pe cot să fie de la plângere, probabil că răspunsul, fie la plângere, fie din oficiu, poate fi verificată legalitatea respectivei.
Și la plângere, desigur, plângerea împotriva actelor procurorului ar fi trebuit să se ducă la procurorul ierarhic, nu? Ca principiu general de cod. Păi și atunci textul din cod și mai are aplicabilitate. De ce aveți mai... o competență alternativă între procurorul ierarhic superior și instanță? E complicat. Să... Procurorul ierarhic, ca regulă generală, se poate pronunța pe orice act al procurorului, în orice materie. Nu doar pe soluțiile pe care procurorul le dispune la finalul urmării penale, ci pe orice fel de ordonanță pe care acesta o emite. La plângerea părții interesate se soluționează de către procurorul ierarhic. Există însă și categorii de acte care se atacă direct la instanță. Și aceasta cred că face parte din această categorie când judecătorul este cel care cenzurează amenda aplicată pe procuror. Până când poate fi introdusă partea responsabilă civilmente în procesul penal? La ce moment? Până la începerea judecății cauzei, deci inclusiv în fața de cameră preliminară. Sesizările de la oficiul de spălare a banilor, ce valoare au? Sunt acte de constatare în baza cărora procurorul poate să tomească o sesizare pentru procesul de sesizare pentru săvârșirea unei infracțiuni cu cele sesizate. Rămân la dosarul de urmărire penală? Pe aceste înscrisuri, cele care se ducem de la spălarea banilor apare mențiunea confidențială, dar pentru a asigura pe deplin respectarea garanțiilor procesuale ale părților din dosar, părerea că trebuie să rămână la dosar. Orice sesizare din oficiul procurorului poate să fie făcută din neant cumva, ci în spatele fiecărui act pe care procurorul face inclusiv acest proces verbal de sesizare trebuie să existe temeiul în baza căreia acel act a fost întocmit. În cazul de față, această sesizare de la spălarea banilor, ea nu este clasificată secret, nici măcar se crede serviciu, nu are din punctul meu de vedere, poate să rămână măsar. E complicat asta pentru că, pe de altă parte, pentru că sesizarea respectivă poate să conțină date referitoare, s-a întâmplat, date referitoare și la alte persoane și la alt rulaj al sumelor, care nu necesar fac obiectul în final a dosarului care este instrumentat în momentul respectiv. Și atunci, într-o astfel de situație, este destul de complicat de realizat și confidențialitatea în ceea ce privește eventuale alte fapte comise și eventuale alte dosare deschise și dreptul fără dubiu al părții din dosar să ia cunoștință toate actele pentru a-și putea formula apărare. Informațiile totuși furnizate în cuprinsul unei astfel de sesizări nu pot fi folosite ca probe. De ce s-ar pune problema drepturilor părților în raport cu această informație? Pentru că, dacă nu ar fi așa, în orice moment un procuror ar putea să sesizeze despre oricine pur și simplu că dorește. Și asta nu poate fi acceptat. Adică sesizarea din oficiu trebuie să aibă atașat temeiul în baza căreia se face. Fie că se vorba, dacă doriți, un articol de ziar sau de plângerea unei părți sau... Ea trebuie să aibă atașat, pentru că altfel se deschide calea unui abuz. În orice moment un procuror poate să deschide dosarul oricui pe simpla se aude că se știe că așa ceva în punctul meu de vedere nu poate fi acceptat. Și atunci întotdeauna trebuie să existe o justificare a acestui proces verbal de sesizare din oficiu. De ce anume procurorul, pe ce s-a bazat când a apreciat că există indicii minime, temeiuri, că s-ar fi comis o infracțiune care să justifice deschiderea unui dosar penal. În situația în care se dispune anularea parțială a unor probe în cameră preliminară și ulterior restituirea cauzei la parchet, pot fi readmisate acele probe? Păi cum se, depinde cum se restituie. Se restituie pentru că se restituie dosarul pentru că procurorul să precizeze dacă își rectifică rechizitul sau restituirea este definitivă. Definitiv. Cazul care restituirea este definitivă, se va proceda la o redeschidere a urmăririi penale de către procurorul ierarhic și se vor menționa și actele de urmărire care urmează a fi administrate pentru ca rechizitorul care inițial a fost restituit să poată fi întocmit în condiții de regularitate. Revenim, dacă au fost anulate anumite probe. Da, pot fi administrate, dar în condițiile redeschiderii urmăririi penale de către procurorul ierarhic superior în dosar.
E o măsură în care mai este posibil, desigur. Spre exemplu, o declarație de martor care a fost luată fără respectarea dreptului apărătorului de a asista judecătorul de cameră preliminară poate să o anuleze, constatând încălcarea dreptului la apărare, desigur că acel martor poate fi reabiliat ulterior cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale a dreptului la apărare. Mm-hmm. O persoană poate fi făcută direct în culpat sau trebuie mai întâi făcută suspect? O problemă pe care ne-am pus-o continuu, practic. Da. Am optat și instanțele ne confirmă, ne-au confirmat dosarele, nu s-a pus niciun fel problema că am fi procedat neprocedural pentru parcurgerea etapei efectuării urmăririi penale împotriva persoanei și apoi a inculpării, chiar dacă inițial în dosar exista o punere în mișcare a acțiunii penale împotriva altei persoane și s-ar fi pus în discuție dacă este suficient sau nu doar o extindere a acțiunii penale sau o extindere de urmărire penală față de persoana nu intrusă în cauză. Consider că pentru a respecta dreptul persoanei nou introduse în cauză, trebuie să-i se respecte drepturile în calitate de suspect și în calitate de inculpat. Adică trebuie parcursă și etapa aceasta a efectuării urmării penale în continuare față de acea persoană, înainte de punerea în mișcare a acțiunii. Chiar dacă nu se mai administrează nicio probă între cele două etape? Chiar dacă nu se mai administrează nicio probă între cele două etape, pentru că la momentul la care se dispune... Să fii inculpat presupune altceva decât să fii suspect. Este momentul la care organul de urmărire penală apreciază că din probele existente ai comis infracțiunea. La suspect este doar o bănuială legitimă că raportat la probatorul administrat ai fi comis această faptă. Punerea mișcare acțiunii penale are efecte și din alte puncte de vedere. Și atunci, pentru că a dat posibilitatea persoanei să se poată apăra, poate că fiind făcută suspect, este măsură să dea declarații, să solicite probe care să ducă în final la o altă soluție, respectiv de clasare, și nu la punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acelei persoane. Dacă s-ar dispune direct punerea în mișcare, cred că s-ar încălca dreptul acestei persoane de a se apăra și de a nu mai parcurge această etapă a inculpării. Posibil. Bun, dar în situația în care aveți probe împotriva acelei persoane, o persoană poate fi făcută suspect și inculpat în aceea zi până la urmă, dar punctul meu de vedere este că trebuie să fie parcursă etapa de suspect pentru a da posibilitatea acelei persoane să-și exprime punctul de vedere, să se apere. Aducându-i se la cunoștință trebuie un probatoriu din acel moment, poate să opteze pentru a da declarații sau nu, poate să opteze pentru a propune sau probe, pentru a zica sau nu excepții. Raportat la asta, se poate ajunge pe acele probe la punerea în mișcare, dar se poate dispune și clasarea, raportat la eventuale noi probe sau la eventuale susținerile persoanei făcute suspect în apărarea sa. Și atunci, cred, este necesar să se parcurgă și această etapă. Într-o propunere de arestare unui om inculpat reținut, instanța se poate pronunța pe reținere? Constatând că reținerea este nelegală, sau în ce, nu înțeleg, în situația în care să spunem că instanța respinge propunerea și spune control. Aceasta este ipoteza. Păi reținerea este 24 de ore, este luată de procuror pe această durată. Într-o durată se formulează de dorit, se formulează propunerea de arestare preventivă, judecătorul o soluționează. Dacă măsura este controlul judiciar, durata reținerii rămâne ca atare. Precizia cazului în care judecătorul ar putea să... Practica de până acum a fost că reținerea a rămas, din dosarele de care mi-amintesc. A rămas durata reținerii până la expirarea ei, la momentul în care a expirat cele 24 de ore, persoana a fost pusă liber și a intrat sub puterea mandatului controlului judiciar. Dincolo de practică, instanța e investită cu reținerea? Poate să constate nelegalitatea măsurii și poate să dispună revocarea acesteia, nu știu, cred. Mi-amintesc acum foarte exact textul de cod, dar părerea este aceasta, că poate să constate nelegalitatea, chiar dacă persoana nu a formulat plângere în urmă celor 24 de ore ale reținerii, judecătorul se ținea cu propunerea de arestare preventivă, respingându-o, poate să constate și imunitatea eventuală a măsurii reține. Da.
Din punctul dumneavoastră de vedere, infracțiunea prevăzută la 18, articolul 18 indice 1 aliniatul 1 din legea 78/2000 are o natură economică, astfel încât îi se pot aplica prevederile inculpatului prevăzute de 74 indice 1 din vechiul cod? Ea nu este prevăzută în mod expres la 74 din vechiul cod, adică dar este prevăzută înșelăciunea. În esență, această faptă este o înșelăciune care se săvârșește în anumite împrejurări expres reglementate de cod, dar fapta ca atare asta este inducerea în eroare prin prezentarea de documente sau declarații false, incomplete, inexacte, dar care ca urmare obținerea unui folos necuvenit către persoana respectivă. Există păreri și pro și contra aplicării acestui text. Cred că practica judiciară, dincolo de soluțiile care au fost date în urmărirea penală, în sensul în care s-au reținut aceste prevederi, au fost că ele nu se aplică în alta curte, dacă mi-amintesc exact. Nu sunt aplicabile aceste prevederi în condițiile în care această infracțiune specială prevăzută de legea 78 nu este indicată în mod expres în textul de la vechiul cod. De ce cazul s-a pronunțat în alta curte, spuneți? Asta chiar pot să-mi amintesc, cred că doar o decizie de speță. Dar cu certitudine am citit asta, nu cred că este un recurs în interesul legii sau în... Nu, asupra acestei chestiuni, pe chestiuni în dezlegarea unor probleme de drept, în alta curte a respins sesizarea ca inadmisibilă. Deci asta am... Dar... Nu știu, poate, probabil, extraordinar, dar nu-mi amintesc că am văzut o astfel de motivare. În practică, eu, spre exemplu, am adoptat o astfel de soluție, în calitate de procuror, în care am considerat... Ați dat beneficiul 74. Da, cu această motivare, că infracțiunea respectivă este din... este o formă de înșelăciune, a infracțiunii de înșelăciune. Câte vreme înșelăciunea este expres prevăzută de cod, ar trebui să se aplice și soluția a rămas. Nu a fost desfințată. Infracțiunea de mărturie mincinoasă, da? Pentru reținerea elementelor constitutive ale acestei infracțiuni, este necesar ca fapta sau împrejurarea asupra cărora organul judiciar a adresat întrebări martorului să fie esențială, da? În privința soluționării cauzei. La ce vă raportați atunci când aveți în vedere aceste aspecte? Fapte sau împrejurări esențiale? Pe elementele constitutive ale infracțiunii, nu în principal. Dar în care infracțiune? Infracțiune pentru care este audiat, desigur, martorul. Este audiat ca martor într-o speță care privește infracțiunea oarecare. Îi se adresează întrebări considerate esențiale pentru dezlegarea acelei spețe. Elementele constitutive ale acelei infracțiuni sunt aspect obiectiv și subiectiv? Ale acelei infracțiuni. Și obiectiv și subiectiv? După caz, obiectiv și subiectiv, dar... aspectele esențiale pot fi și în legătură cu alte aspecte care pot să privească speța ca atare. Dar ce înseamnă esențial? Aspectele care duc în final la soluționarea cauzei, la lămurirea cauzei sunt toate aspectele, la aflarea adevărului. Pentru infracțiunea care face obiectul acelui dosar și în care s-au dat martor. Reținerea unei substanțe atenuante, spre exemplu, ar putea fi împrejurare esențială? Nu. El... evident, legat de elementele constitutive ale infracțiunii. Și o ultimă întrebare. Cunoașteți o jurisprudență a Curții Europene a Drepturilor Omului în care s-a analizat raportul între răspunderea penală și răspunderea fiscală? În ce măsură se aplică principiul ne bis in idem? În ce măsură o persoană, un contribuabil, poate fi angajat deopotrivă într-o procedură penală și într-o procedură fiscală? Da, există astfel de... cel puțin mai aveam test pe evaziune și contrabandă, cred. Cu pronunțată împotriva Bulgariei, cred. Cel puțin de asta mi-am test, în care soluția era că sancțiunea aplicată în fiscal, în situația în care se aplică această sancțiune, nu mai poate fi urmărită și penală, aceeași faptă. Și împotriva României. Probabil, ce scuze, nu-mi vine acum în minte decizia împotriva României, dar mi-am amintesc de o decizie împotriva Bulgariei. Și principiul acesta este fatal? Principiul reținut acesta este, da, că dacă pentru aceeași faptă s-a aplicat această sancțiune, aceeași faptă nu poate fi urmărită și penal. Și
nu se mai poate aplica și o sancțiune penală, câtă vreme s-a aplicat sancțiunea fiscală. Cum știți dacă Curtea de Justiție... Amenzii pentru, nu știu, dacă orice. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost pusă să se pună, să soluționeze această chestiune? Dacă această chestiune a fost pusă și pe masa Curții de Justiție a Uniunii Europene? Cred că da, probabil că da, dar ce scuze, nu pot precisa cu certitudine, nu mi-am amintesc acum. Dar cred că da. A fost într-o întrebare preliminară, în sensul acesta, în care a fost analizată în același sens principiul nevis in vitro. Mulțumesc. Singura întrebare am și eu, procuror, nu este una tehnică, este mai mult una de carieră, dacă mi este permis. Ați amintit oarecum așa în întrecere activitatea de noastră și din perspectiva rezultatelor, să spunem, ușor nefericită, a unor achitări pe care, inevitabil, fiecare din noi le putem avea în activitate. Le puteți centraliza statistica în câte ați avut, nu știu, în ultimul an, la nivel de activitate personală? Există o singură achitare definitivă. Și nedefinitivă. Vă să fie răspund rând, că e mai simplu așa. Exact. Există o singură achitare definitivă, dosare de mărturie mincinoasă, trebuie judecată mărturie și favorizare, stimată cadrarea pe mărturie, urmare a schimbării practici și viziunii în alte curți, a rămas doar, este și un recurs interesul legii în sensul acesta, a rămas doar mărturie, s-a dat achitare, a rămas definitivă. În rest, nu am nicio soluție de achitare definitivă. Există un dosar de retrocedări, care este o achitare parțială și în fond. Unele persoane au fost condamnate, unele persoane au fost achitate. S-a declarat apel și am constatat astăzi dimineață, văzând știrile, că s-a pronunțat Tribunalul Brașov, a pronunțat încă o soluție de achitare într-o evaziune fiscală, soluție de asemenea nedefinitivă, cred că e de ei. Probabil colegii vor declara apel, știu care a fost motivul instanței, trebuia să pronunța, nu știu nici măcar temeiul, nu, articolul nu preciza temeiul pentru care judecătorul a dispus achitarea. Cam astea sunt dosarele, altele nu... Din surse publice n-am avut altă variantă, credeți-mă. Definitive, nedefinitive, am numărat, iar vreau doar în cursul lunii anului 2019, undeva la 44 de achitări. Ale S.T. Brașov? Ale dumneavoastră. Ale dumneavoastră. Pare rău, nu am achitat dosare. Instrumentate. Poate da, că persoane... Puteți avea un dosar cu 23 de... Este, am spus... Puteți avea, eu tot am spus doar că sunt dosare în care parte din inculpați au fost condamnați, partea a fost achitați. Într-o cauză a fost achitați 18. Sub aspectul acesta am făcut referire la, la dosare și nu la numărul persoanelor care în final au fost achitate. În definitiv sunt două, mărturie mincinoasă, în mod cert, astea. Iar nedefinitive, sincer, nu știu să vă spun exact. Să vă spun raționamentul până la capăt și după aia o să vă rog să-mi răspundeți. Eu am numărat undeva la 44, nedefinitive, definitive. Credeți că acest număr, raportat strict la activitatea dumneavoastră, poate fi un reper pentru care imaginea DNA-ului a suferit, suferă, e greu de restabilit acum la nivel instituțional, mediatic? Poate fi și o astfel de abordare? Sigur că poate fi și o astfel de abordare, dar știți cum se întâmplă cu achitările acestea? Poate că comunicarea publică a noastră nu este suficient de bună, dar se întâmplă și așa. Dosarele se trimis în judecată astăzi, pe legislația de astăzi și pe practica de astăzi, a instanței. Din păcate, judecata la fond a ajuns să dureze cam 5 ani în astfel de cauze. În cei 5 ani de zile, de la momentul trimiterii în judecată până la momentul în care se pronunță această hotărâre de condamnare, se schimbă legea, se schimbă practica. Se schimbă legea inclusiv prin decizii de Curtea Constituțională. Într-o astfel de situație, credeți că procurorul care a întâlnit rechizitoriul, procurorul poate să-i se dețină în orice formă o responsabilitate, spre exemplu? Părerea mea că nu. Adică, încă o dată, ne raportăm la legea de azi și la practica de astăzi. Totdeauna dosarele pe care le-am instrumentat m-am raportat la practică, la practica în alte curți în principal. Și ajungem să constatăm. Pe de altă parte, o altă, cumva, îndumerire, îngrijorarea mea. Sunt 44 de persoane achitate, spune, definitiv sau în primă instanță, în dosarele pe care le-am instrumentat eu. Câte sunt la nivelul DNA ca instituție, cu totul, în ultimul an, să spunem. Constatăm că în fiecare zi, sau cu o frecvență suficient de mare, în presă apar soluții de achitare ale. Credeți că
Se poate ca toți procurorii să fi greșit în aceste cauze? Sau toți procurorii să fi fost de rea credință, cum suntem acuzați? Poate că nu este chiar așa și poate că cauza acestor soluții de achitare poate că este alta și poate că este cea pe care am spus-o. Faptul că se modifică dispozițiile legale sau practica de la momentul la care dosarul este finalizat și trimis în judecată până la momentul la care instanța, din păcate, într-un termen extraordinar de lung, finalizează aceste dosare. Eu cred că, desigur că, știți, la o comunicare foarte seacă așa din afară, desigur că poate să fie așa. Astăzi în DNA solicită să fie reprimit un procuror care a avut 44 de achitări în ultimul an. Desigur că asta poate să ducă cumva la un mod de percepție, cum spuneți dumneavoastră, poate chiar negativă. Dacă direcția primește pe domnul ăsta procuror, ce ne putem aștepta în viitor de la soluțiile care vor fi adoptate? Dar nu cred că este chiar așa, pentru că îmi amintesc, cred că în 2017, sper să nu greșesc în iarnă, erau minus 20 de grade afară. Și a frigul acela, mie mi-a fost greu să merg de la sediul parchetului până la un bancomat la 200 de oameni din anul. Erau, cred că, 8.000 de oameni în stradă, care scandau și mărșăluiau pentru DNA și făceau asta urmare a faptului că au constatat că Direcția Națională Anticorupție instrumentează aceste dosare, despre care toată lumea știe că există. Suntem naivi să credem că dintr-o dată un procuror DNA se sesizează și spune: a, uite, am descoperit o faptă. Faptele sunt cunoscute de opinia publică. Am avut surpriza să constat asta instrumentând dosare, finalizându-le, iar ulterior constatăm că pe internet apăruseră articole în diverse publicații online în urmă cu 2-3 ani. Aceleași fapte descrise identic. Oamenii cunosc aceste lucruri. Adică nu sunt... Putem să considerăm: sunt invenții DNA. Da, cred că ne mințim dacă spunem asta. Și opinia publică cunoaște lucrul acesta. Pentru ei este cel mai sunt. Da? Mai ceva? Mulțumim.